Sfânta Evanghelie la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire. Să luăm aminte. În vremea aceea, Iisus, ridicându-și ochii către cer, a zis: Părinte, a venit ceasul, preaslăvește pe Fiul Tău ca și Fiul să te preaslăvească, precum i-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui. Și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Eu Te-am preaslăvit pe Tine pe pământ, lucrul pe care mi l-ai dat să-l fac, l-am săvârșit. Și acum preaslăvește-mă Tu, Părinte, la Tine însuți, cu slava pe care am avut-o la Tine mai înainte de a fi lumea. Arătat am numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat mie din lume, ai Tăi erau și mie mi-ai dat, și cuvântul Tău l-au păzit. Acum au cunoscut că toate câte mi-ai dat sunt de la Tine, căci cuvintele pe care mi le-ai dat, Eu le-am dat lor, iar ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieșit și au crezut că Tu m-ai trimis. Eu pentru aceștia mă rog, nu pentru lume mă rog, ci pentru cei pe care mi-ai dat, că ei sunt ai Tăi. Și toate ale mele sunt ale Tale, și ale Tale sunt ale mele, și m-am preaslăvit întru ei. Și eu nu mai sunt în lume, iar ei în lume sunt, și eu vin la Tine. Părinte Sfinte, păzește-i numele Tău pe cei pe care mi-ai dat, ca să fie una, precum suntem noi. Când eram cu ei în lume, eu îi păzeam în numele Tău pe cei pe care mi-ai dat, și am păzit și n-a pierit niciunul dintre ei, decât numai Fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Iar acum vin la Tine și pe acestea le grăiesc în lume, pentru ca bucuria mea să o aibă de plină în ea.